pentru a merge mai departe. Adevărul sacru, inerent celui de-al treilea nivel, este respectă-te pe tine însăți. Conține mesajul că fiecare dintre atitudinile pe care le avem față de noi servește scopului de a structura o personalitate armonios integrată în existență, care va interacționa în mod binefăcător cu universul exterior. Deci, în acest proces evolutiv, începem să ne apropiem de recunoașterea unui adevăr care are din ce în ce mai mult de a face cu propria noastră ființă. De altfel, ce este această călătorie existențială? Ce este această viață pe care noi o ducem? Decât trecerea prin înțelegere și cunoaștere dintr-un adevăr într-un alt adevăr. Adevăruri considerate poate ieri în trecut lasă locul unor înțelegeri noi, unor noi adevăruri, unor noi profunzimi. Vă amintiți adevărul sacru al celui de-al doilea nivel, la nivelul Svadhisthana Chakra? Vă mai amintiți care era? Respectă-i pe ceilalți. O faci pentru că începi să intuiești rolul celorlalți pentru tine. De ce? Pentru că încă conștiința ta este foarte mult exteriorizată. În acest proces al tendinței de individualizare, tu recunoști și apreciezi pe ceilalți pentru binele care ți l-ar putea face, pentru starea de plăcere pe care ți-ar putea o asigura. Și atunci asigur că începi să respecti ceea ce vine din lumea exterioară. Pe măsură însă ce se configurează nucleul personalității, filtrate și prin cel de-al treilea centru de forță, atenția se comută. Universul exterior te interesează nu numai din perspectiva a ceea ce ți-ar putea aduce ca plăcere sau neplăcere, ci pentru că începi să intuiești că el reflectă adevărul. Începi să intuiești existența în această lume a unor realități spre care te deschizi progresiv, pentru că la rândul lor sunt purtătoare de mesaj, de esență. Ființa ta începe să vibreze oarecum, uneori chiar și empatic, la adevărurile emise de ceilalți. Începi să simți tendințele celorlalți, sufletele celorlalți, pornirile, emoțiile, sentimentelor celorlalți de care tu începi să ții cont. Și vezi că ele produc un anumit tip de efect asupra propriei tale ființe. Și atunci începi să-ți adecvezi ființa pentru a fi, la rândul tău, integrat, armonios, într-o lume formată de personalități. Într-o lume marcată de individualitate, de unicitate. Pentru că aș vrea să înțelegeți că nicio ființă nu este similară celuilaltă, decât numai din perspectiva anumitor înzestrări potențiale. Din perspectiva însă felului în care această ființă și-a actualizat puterile, forțele, energiile, fiecare dintre noi suntem aspectați într-un mod unic. Ne va fi foarte greu să ajungem să înțelegem ceea ce reprezintă o structură infinit mai complexă și evident, invizibilă, subtilă, cum este, nu știu, sufletul sau
mai mult, sinele nostru, dacă noi nu suntem capabili să percepem ce este cu eu-ul nostru, cu personalitatea noastră. Cum am putea trece într-o astfel de dimensiune a revelației unui adevăr profund, inerent ființei noastre, adevărul sinelui, a realității divine, dacă noi nu recunoaștem nuanțe ale aceluiași adevăr, totuși reflectate într-un plan chiar foarte vizibil, acela al felului în care ne comportăm, al felului în care gândim, interacționăm unii cu alții, a felului în care ne mișcăm și ne direcționăm resursele. Așa încât aș vrea să ajungem să punem bazele corecte ale acestui proces de cunoaștere de sine. Și bazele corecte ale acestui proces al cunoașterii de sine sunt puse ieșind din această confuzie că am putea să cunoaștem sinele suprem înainte de a putea să ne înțelegem pe noi ca ființă, ca personalitate, ca structură integrată aici, acum, în această lume în care trăim. Vom merita prin depășirea tuturor obstacolelor care aparent se opun mersului proprii noastre individualități în lume, să pătrundem. Să ajungem în acea cetate de cleștar, în acea împărăție a cerurilor, omologată aici cu universul sublim al esenței, al realității sinelui, al lui Dumnezeu. Vom ajunge. Dar aș vrea să înțelegeți că ceea ce numim eliberare spirituală se compune din lungul șir al trecerilor peste tot ceea ce am crezut că reprezintă încercare, lanț, dificultate, problemă, greutate, sau cum ați vrea să spuneți, în această lume, percepută și prin personalitatea noastră. Când vom reuși să înțelegem în acest mers că, în realitate, nimic nu ni se poate opune decât numai noi înșine, prin felul de reprezentare a acestei lumi, lumea ni se va deschide. În realitate nu există încercări. Ele sunt percepute ca încercări datorită reprezentărilor cu care încă mai avem de luptat. Sunt reprezentări care poartă amprenta unor tendințe bazale, unor aspecte subconștiente inferioare, ce țin de perturbarea acestor niveluri ale ființei. În această cauză am ajuns să ne luptăm unii cu alții, să ne agresăm. Am ajuns să-i speculăm pe ceilalți. Am ajuns să-i manipulăm. Să ne luptăm, să fim violenți, să-i subjugăm,